Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichi. Fixichi telefonul. Micule Tom! Hă? Ghiciți de ce avem la noi? Voi ghiciți ce am? O banană, o mașină de curse. Nu, nu asta, ciocolată, șosete. Ha, vă dați bătuți? Tatăl meu și-a cumpărat un telefon nou și mi l-a dat pe cel vechi. A spus că-l pot păstra. Oh, wow! Dar voi ce aveți? Uite! Și voi aveți un telefon? E mai bun ca un telefon normal. Acesta e un fixichi telefon. Tatixi și-a luat un nou fixichi telefon și l-a dat Simcăi pe cel vechi. Poți să faci apeluri cu el? A, ia ghicește! Lasă-mă să-i arăt! Bună, Tatixi! Bună, Nolic! De ce mă suni? Voiam să te salut! Nolic, nu mă mai suna dacă știi că lucrez. În regulă! Ai văzut? Și ce? Și eu pot să sun cu al meu? Îi poți suna pe oameni, adică, dar pe fixichi nu poți. Un fixichi telefon este un telefon făcut special pentru fixichi. Nu numai că fixichii se pot apela unii pe ceilalți, dar pot accesa internetul special pentru fixichi. Un fixichi telefon conține o cameră foto, o lanternă, știri, jocuri, filme și fixichi sonării. Acestea sunt melodiile preferate ale fixichilor. Copiii fixichi le adoră, la fel și părinții lor, deoarece fixichi telefoanele le permit părinților să afle cu ușurință unde se află copiii și dacă au probleme. De-a lungul anilor, oamenii au învățat cum să transforme telefoanele în telefoane mobile și telefoanele mobile în smartphone-uri. Ei le folosesc pentru a se suna unii pe alții și pentru a naviga pe internet. Un smartphone este aproape la fel de puternic ca un calculator, dar va mai dura până va fi la fel de performant ca fixichi telefonul. Da, e foarte tare, prieten! Telefonul meu face același lucru! Dar telefonul tău poate face asta? Ia, aruncă o privire! Adică aici? E doar un mouse! Și acum? Uite aici! Wow! Dar el nu... nu este acolo! Dar uite, e aici! Și asta nu este tot! Uite! Un mouse vă ajută să navigați pe calculator. Și când îl mutăm... Te-ai prins? Nimeni altcineva nu poate vedea un fixichi cu excepția ta și te poate ajuta! Grozav! Oh, ar fi minunat să am propriul meu fixichi telefon! Despre ce tot vorbești? Nu ești un fixichi? Ah, ce păcat! Am plecat la școală, prieteni. Ce s-a supărat? A uitat să își ia telefonul. Mi-a venit o idee. Mobilul e amicul meu. Îmi place atunci când sună. Chiar și atunci când eu adorm, el și-mi vis răsună. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Chiar dacă eu dorm. De când eu am telefon, de ei nu depind. De părinți eu am uitat la telefon vorbind. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. De ei nu depind. Am un mail și un mesaj, eu răspund imediat. În priză am uitat să-l bag, acum s-a descărcat. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Acum s-a descărcat. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Ring, ding, ring, non stop. Acum s-a descărcat. Uite, este un... surpriză! Wow, e grozav! Am propriul meu fixichi telefon! E exact ca al tău! Ei bine, pe aproape! Micule Tom! Micule Tom! Lasă-mă să-ți folosesc telefonul pentru a mă suna! Trebuie să-mi găsesc telefonul! Oh, wow! Ai schimbat totul pe aici! Unde sunt? Cred că sunt Tatixi! Ha, ce poreclă interesantă mi-ai găsit! Nolic, termină! Nu am timp de poznele tale! Cum? Cine este?
Nu e Nolic! Cine este? Știi cumva pe cine am sunat? Știe cineva al cui este acest telefon? Ah, l-a găsit mama! Vin acum! Ne ocupăm de numere mai târziu! Oh, tatic și va fi foarte supărat! Dăm telefonul tău, micule Tom, și voi șterge toate numerele fixichii din el! Dar cum mă mai pot suna atunci? De ce trebuie să ne suni? Suntem mereu prin preajmă! Fixichii Ruxecelul. Simca, poți să-mi dai uneltele? Aș vrea să exersez cu ele puțin înainte de examen. Poftim! Te pricep cu chestia aia. Da? Nu cred că sunt așa bun. Eu voiam un aspirator. De fapt ai fost destul de aproape. Măcar a reușit să apuce furtunul. Nu e deloc amuzant. Pentru a obține un instrument dintr-un rucsăcel, un fixichii nu trebuie doar să apese butonul de pe piept. Trebuie de asemenea să-și imagineze instrumentul de care are nevoie. După ce devin adulți, acest lucru este foarte ușor de făcut. Dar cât sunt copii, ei trebuie să studieze din greu pentru a stăpâni această abilitate. Fixichii învață despre unelte noi și dau examene pentru a dovedi că știu cum funcționează. Dacă aceștia trec examenul, noua unealtă va fi adăugată în rucsăcelele lor. Într-un rucsăcel poți găsi tot felul de unelte folositoare: șurubelnițe, ciocane, scări, aspiratoare, chiar și pistoale de lipit. Dar multe dintre uneltele pe care fixichii le utilizează arată diferit de cele folosite de oameni. Iar motivul pentru asta este foarte simplu, anume că fixichii trebuie să repare aparate care sunt mult mai mari decât ei. Mi-aș dori să știu pe ce uneltă vom da examenul. Imediat! Stai chiar aici! Bunicule! Ce este? La examen, despre ce unealtă vei întreba? E un secret. Ce păcat! Dar sunt sigur că poți păstra un secret, nu? Desigur! Atunci îți spun. Examenul de astăzi este despre clești, vezi? Nu vei spune nimănui, nu-i așa? Nici vorbă! N-am să trec. Ba da, va întreba despre clești. Ha? De unde știi asta? E un secret. Bine, Digit, vezi dacă poți scoate cleștele de acolo. Să ai un clește este foarte util. Poți să repar lucruri dacă ești abil. Dar ai grijă cu un clește, fiindcă degetul rănește. Cleștele e foarte util. Dar ai grijă cu un clește, fiindcă degetul rănește. Cleștele e foarte util. Foarte bine, te descurci. Mersi mult, Nolic. Nu mie trebuie să mulțumești. Bunicule, mulțumesc mult. Pentru ce? Pentru secret. Ce secret? Despre clești. Asta. Știi ce? Am ales un nou subiect. Am decis să întreb despre ciocan. Ciocan? Numai că e secret. Îmi aduc aminte. S-a schimbat subiectul. Este ciocanul. E sigur de asta? Normal. În regulă. Voi încerca să-l scot. Ciocanul e... Grozav! Sunt sigură că vei trece! Doar dacă mă întreabă despre ciocan. Mă întorc imediat! Bunicule, sigur rămâne ciocanul! Ciocanul e mult prea ușor pentru acei copii. Am să întreb de bormașină. Bormașină? Doar că... e un secret! Acum știu! Fără nicio îndoială! E despre bormașină! Burghiul este foarte util. Să dai o gaură nu e dificil. Cu burghiul să ai grijă, poate găuri și o tijă. Burghiul
mașina? Stai! Menghina și chei franceze, fierăstrău, ciocan și clește. Toate acestea-ți folosesc, sunt minunate, da. Asta-i tot! Mi-a fost de ajuns! Mă duc să dau examenul! Da! Deget? Poți să intri! Profesore, ce vrei să mă întrebi la examenul de astăzi? Nimic! Ai trecut deja! Cum? Vrei să spui că nu mă vei întreba nimic? Nu e nevoie! Ești priceput la obținerea uneltelor dintr-un rucsăcel. Dar de unde știi asta? Este un secret! Și noi, fixichii, știm cum să păstrăm un secret!